val de sinucideri în România. Tot mai multe persoane, în special tinerii, aleg să-și pună capăt zilelor. Anul trecut, țara noastră se clasa pe locul 59 în lume în ceea ce privește rata sinuciderilor. În ultimii ani, studiile au arătat că factorii precum ocuparea, șomajul, sărăcia, consumul de alcool sau de droguri, violența domestică și bullyingul influențează modul de gândire al unei persoane. Cu toate eforturile depuse pentru a înțelege și preveni acest fenomen tragic, întrebarea rămâne. Cum putem înțelege mai profund motivele din spatele acestor gesturi disperate? Specialiștii susțin că în momentele grele, tinerii cad în capcana unor gânduri din care nu mai pot scăpa și au senzația că situația în care se află ei este fără rezolvare. Tuici este în proporție de 95% pe fondul unei tulburări psihice. În situații de viață percepute de adolescent ca fiind nerezolvabile, există niște semne care pot anunța și pot identifica o posibilă sau un posibil act suicidar și, de asemenea, poate să fie prevenit. Cred că descurajarea este cea mai puternică stare pe care adolescentul o are. De asemenea, pentru adolescenți este foarte importantă respingerea din partea prietenilor, intereselor amoroase și așa mai departe, care îi fac să se simtă că întreaga lume este spulberată și această respingere creează emoții, sentimente atât de puternice încât disperarea îi face să creadă că nu există altă soluție. Căutarea probării de asemenea, poate pune adolescentul într-o stare peste limita pe care o poate suporta când este ocolit sau ironizat de cei apropiați, de colegi, de grupul de prieteni, pentru că ei încearcă să se sinucidă în general nu din dorința de a muri și mai degrabă în încercarea de a scăpa de o situație proastă, de sentimente dureroase, de a atrage atenția asupra lor și de multe ori gestul este fatal, a declarat Karen Rosner, psiholog și psihoterapeut. De asemenea, specialiștii atrag atenția că părinții sunt cei care îi pot ajuta pe adolescenți în astfel de situații, fiind singurele persoane apropiate cu care aceștia pot vorbi deschis. În cazul în care relația părinte-copil este una rece, iar tinerii simt că nu se pot deschide în fața lor, atunci părintele trebuie să apeleze la un specialist. Relatează Antena 3.ro.